ce și sărbători cu aici? Pentru sărbători ne închinuim și noi cu cantina. Asta este, dacă așa ne-a dat Dumnezeu. Dacă n-ar fi mâncarea asta, am murit și noi de foame. Și până în prezent dăm la fetele astea mulțumiri când îi faci mâncare. Și de la copii să mănânci. Mai mă deschis pe la alții. Mai mă pe la alții. Nu v-au dat pachetele? Da, da. Ce v-au dat? Un pui, nici m-am uitat din. Un pui, o pungă de zahăr, niște cozonac. Cum vă veți descurca? E suficient? Treceți sărbătorile? Da, păi și suficient cu un pui. Ce faceți din pui? Mâncare la copii caldă. E bun și atâta, nu? E bun și asta, dacă nu l-ar da deloc. Am luat măsuri în ideea de a suplimenta hrana în această perioadă, adică pe lângă carne de pui, carne de porc, cozonac, portocale, ciocolate, bomboane de pom, pâine, ulei și orez, au fost adăugate și o serie de alimente care sunt necesare în casă. Făină de porumb, făină de grâu. Cei 200 de nevoiași se vor întoarce la cantină în anul următor. Prima zi în care vor mânca hrană caldă este 3 ianuarie.